Doamnelor și domnilor, bine ați venit la teatru. Știți cum se spune în viață? Trebuie să urci în trenul potrivit și să cobori în stația potrivită. Trenul nu așteaptă după tine. E bine, BMW-ul meu așteaptă. Deci care mi-a vândut piscina a zis că trebuie neapărat să am un gazebo dacă am o piscină. M-a costat 15.000. E cel mai bun gazebo pe care îl produc. Nici nu știu ce face. Deci, cine a consumat sau încă mai consumă orice fel de drog? Aprinde becul! Aplauze pentru prăjita de acolo! Mamă, ce da! Bă, și voi sunteți nebuni, mă! Și tu ai aplauze, v-am văzut, mergea TV-ul, mă, sunteți prăjiți, mă! Sunam două, trei gagici, veneam pe la mine, ne distram un pic, pac, nu dădeam cu nici... Motherfucker, și tu ești pe ceva. Am ales să devin țapinar. Am fost acuzați că tăiem copaci ilegal și că îi transportăm ilegal. Este adevărat. Dar pe vremea când făceam totul cu acte, actele, acele hârtii doveditoare erau făcute tot din copaci. Am salvat sute de mii de copaci, nefăcând acte, neavând hârtii doveditoare. Că eu nu ți-ești pregătit? Special pentru tine! Scrile! Eu la naștere am ieșit cu picioarele înainte și doctorul nu a tras deodată de picioare. Ci... Asta nu este o problemă, Ionuț, pentru că surpriză! Îți oferim din partea unei firme autentice chinezești un training original, Ionuț! Trec 12 ani de școală, te trezești că habar n-ai ce vrei să faci în viață, crezi că studenția erai. Așa că te orientezi spre specializări menite să nu-ți ofere nimic, dar trebuie splătite dacă vrei să fii un șef. Toată viața ta, mută-te în sudul țării, nici nu-ți trebuie facultatea.